Imunizarea în masă a populației elvețiene cu ajutorul unui vaccin creat împotriva noului coronavirus ce provoacă maladia respiratorie COVID-19 ar putea să înceapă în această țară în luna octombrie, a anunțat imunologul Martin Bachmann. Agenția elvețiană pentru produse terapeutice Swiss Medic a confirmat că poartă discuții în acest sens cu mai mulți oameni de știință, inclusiv cu Martin Bachmann, care lucrează la Spitalul Universitar din Bern. Lucas Iaghi, Purtător de cuvânt al Swiss Medic a declarat că acest calendar este extrem de optimist, dar nu este complet exagerat. De asemenea, acesta adăugat că, țin în cont de urgența cauzată de pandemia de coronavirus, vorbim despre câteva săptămâni, nu de câteva luni, în ceea ce privește procedurile de avizare. Dacă noul vaccin va îndeplini criteriile cerute, decizia de aprobare a sa ar putea fi luată înainte de încheierea acestui an, a precizat același purtător de cuvânt. Martin Bachmann a declarat în fața jurnaliștilor elvețieni că a realizat deja cu succes mai multe teste pe șoareci. Cercetătorul elvețian a folosit secvența genetică a virusului SARS-CoV-2, pe care experții din China au publicat-o în luna ianuarie, pentru a izola anumite proteine ce permit virusului să se atașeze de celulele umane. Apoi el a folosit acea secvență genetică pentru a construi un tip de virus fals, care nu îi îmbolnăvește pe oameni, dar care declanșează o reacție imunitară ce îi permite organismului uman să se apere de adevăratul virus SARS-CoV-2. Parteneri din China și Letonia sunt implicați în dezvoltarea acestui vaccin.